Misiunea a fost îndeplinită cu succes ca urmare a mobilizării exemplare și a eforturilor forțelor de ordine și a întregii comunități. Minorul a fost găsit în viață la aproximativ 3 km de locul în care a dispărut, lângă un schit. Acesta era lângă un copac. A fost preluat de poliție și în acest moment se îndreaptă către o unitate spitalicească pentru evaluarea stării de sănătate.